Mulțumim, Flavia! Pe holurile din spate am întâlnit foarte mulți copii și au venit de acasă cu flori în cap. Am crezut dintr-o dată că e iar careu, iar trebuie să iau premiul. Ce premiu am luat eu la școală, mă, de a avea coroniță? N-am avut coroniță niciodată și dintr-o dată m-am și zis, gata, mă bag în dansul lor. Fetele sunt pregătite. Eu unde stau la dansul ăsta? Aici? Pe centru. Eu stau pe centru, am înțeles. Și ce trebuie să facem? Deci la un moment dat ne ținem așa și intrăm, mergem până... Facem cerc. Facem un cerc. Bun, la cerc mă pierd tot timpul. Cercul care? E la rotund sau la cu colțuri? Rotund. E cercul, e rotund, o să începem. Și grupul dinamic de la Palatul Copilor, noi ne-am tot văzut astăvară. Ăștia mici n-au avut vacanță, cum n-am avut nici eu, nici Carla's Dreams. Și eram pe acolo. Ai văzut pe Cara vreodată acolo, la unde vă antrenați voi? Da, la X Factor. Nu? Ai văzut? Intră prin spate, nenorocită. El prin spate și toate fanele alea. Ei, autograf, autograf. Și eu cu Răzvan în față. Ei, autograf, nu ne-a căutat nimeni. Mai puteți sta așa sau vă mai țin să mă mai chinui? Dăm drumul la treabă? Da. Dansăm? Și după aia vorbim? Mai bine. Am înțeles. Dar cum ai prins loc aici în față? Adică eu tot timpul eram ultimul. Eram... După înălțime. Mulțumesc. Mai trebuia să mai spună cineva că sunt scund. Mulțumesc. Nu sunt eu scund, dragă. La dansuri erau alții înalți. Dragii mei, grupul dinamic de la Palatul Copiilor. Imediat și vorbim de adevăratele la interviu. Vă rog! Yeah.
grupul dinamic de la Palatul Copilor. Deci ne-am mai gândit, am și eu loc, m-am prins și știu unde pot să mă... Unde aș putea eu să intru în ansamblu? Zi drept, unde m-ai regăsi pe mine? Pe primul rând în centru. Pe... Iată! Iată! Ai câștigat un pomelo, ți-l dau mai târziu. Hai să vedem și care e locul primul rând în centru. Bună dimineața! Bună dimineața! Deci nu e după înălțime, că tu ești mai mică de înălțime și tot ai prins loc bun, în față. Am și eu șansa mea, nu? Spune-mi, te rog, cum... Te-ai emoționat? Nu. Nu, nici eu. Păi ce mi-am dat? Am speriat că te-ai emoționat. Cum știi când încep, când intri tu, că te-ai intrat mai târziu? De unde știi? După versuri sau după ce fac colegele? După ce fac colegele. Și te concentrezi și știi acolo, pac, intru eu. Da. Mă duc în centru, zvârf, 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 și după la final în față. Și la poză, știi ce e cel mai fain de noi ăștia mici de statură? Suntem primii. Și ne vedem. Da. Odată la o poză, Amalia, care are 2 metri, a stat în fața mea, nu m-am văzut deloc. Dar de atunci știu să stau la poză. Paula este doamna profesoară, vino lângă noi Paula și ne spune ce au făcut copiii toată vara. De noi am dat nas în nas, ba cu copii, ba cu mămici. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum era? Era vara, vară. Și la munceam. Și copiii, în loc să fie la mare, erau la repetiții. De ce? Îmbinăm plăcutul cu utilul. Da. Lor le place foarte mult ceea ce fac. Am fost la niște concursuri în Spania și la Roma, unde am câștigat câteva premii. Ei sunt foarte buni, după cum vedeți. Văd. Și pe perioada verii am fost trupa festivalului, la un festival internațional de muzică, unde am făcut 60 de coreografii. 60 diferite? Da. Aveți timp, dragă. Ne place. Ne place. De la ce vârstă poate să vină un copil la Palatul Copilului? 4 ani, în general. De la 4 ani, ca să înțeleagă... Da, să știe mâna dreaptă, mâna stângă. Ceas. Eu de-aia am ceas. Am ceas ca să știu, da, care este. Am înțeles. Avem copii deodată mărimile, după cum se observă, și ne mândrim cu ei. Mulțumim, Paula. Și eu vă mulțumesc și noi vă mulțumim. Fetelor, salutăm frumos! Hai că apar și o poză. Legătura în bucătărie unde... Ce e asta? Tu trebuie să saluți sus ca să se vadă, că dacă faci de aici... Exact așa îi salut eu pe ăștia când vin la muncă, mă așteaptă toți aici la fumat. Și când îi văd, mie mi se pare că sunt invizibil și le fac... Salut, sper să trec pe lângă voi să nu mă vedeți. Și uneori chiar reușesc. Cum te cheamă pe tine? Timea. Și câți ani ai? 5 ani. Ești foarte simpatică, să știi. Și exact ca și tine, nici eu nu vreau să fiu foarte în față, dar fața ne ajută pe amândoi și ne bagă în față. Să-ți lași și barbă, să vezi că ai și mai mult succes. Ok. Tot liceul, exact așa au vorbit fetele cu mine. E fix așa. Mm-hmm.